Bună ziua! Liderul tineretului social-democrat, domnul Gabriel Petrea, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Sărmană, Bună doamna. ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația Cu noastră. drag. Ați fost ministru al dialogului social în guvernele Tudose și Grindea. Cum vi se pare faptul că doamna Viorica Dăncilă a decis să desființeze acest minister? A fost o decizie practic de comun acord. Eu am avut mai multe discuții cu președintele Dragnea înainte de formarea noului guvern și cred că a fost o decizie bună de a lua această responsabilitate a dialogului la guvern. Practic e nevoie de foarte multă implicare în ceea ce privește contactul cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor și cel mai măsură să duc aceste discuții este premierul. Și am convenit împreună să se întâmple lucrul ăsta, mai ales că, uitați-vă și dumneavoastră, majoritatea discuțiilor pe care le aveam noi la minister se finalizau cu o discuție cu premierul sau cu vicepremierul. Și am încercat să mai scurtăm din acești pași, rezolvarea găsindu-se evident fie la Ministerul Muncii, dacă e vorba de salarizare, fie la guvern. Și în condițiile acestea, cred că e o soluție bună. Dialogul social a mers la Ministerul Muncii, acolo unde sunt majoritatea problemelor sindicatelor în ceea ce privește salarizarea și, evident, la guvern, unde se pot rezolva și celelalte probleme. Urmând ca cealaltă parte a Ministerului, partea de consultare publică, să meargă la Secretariatul General al Guvernului, este cel care gestionează, practic, tot ceea ce înseamnă comunicarea dintre ministere. Că tot am amintit de cele două guverne, Tudose și Grindeanu. Cu cine puteți spune că ați colaborat mai bine și cu cine ați colaborat mai puțin bine, să spun așa? Eu sunt o persoană a dialogului, am lucrat foarte bine cu toți miniștrii din guvern și cu primii miniștri. Evident, a fost mai greu la început pentru că a fost o perioadă de acomodare până ne-am cunoscut foarte bine cu sindicatele, am reluat problemele vechi din fostul guvern, am încercat să rezolvăm din ele. După aceea, punând la punct un mod de lucru, lucrurile au mers mult, mult mai bine, dar am colaborat foarte bine cu toți și am avut norocul că au fost oameni care au fost deschiși și dialogului și au înțeles că a stat de vorbă cu reprezentanții salariaților, cu patronatele și întrebându-i pe aceștia care sunt de ani de zile în aceste poziții, găsești mult mai ușor rezolvarea la anumite probleme. Cât despre doamna Dăncilă, ce ne puteți spune? Avem o femeie acum în fruntea executivului. Este o premieră și e cred premieră, eu că da. Este un lucru foarte bun. Doamna Dăncilă fiind președinta Organizației de Femei până de curând, noi am avut o colaborare foarte bună. Dacă vă uitați de-a lungul timpului la toate evenimentele pe care le avem noi cu Organizația de Tineret, doamna Dăncilă a participat și cred eu că va demonstra că este un om care poate duce la îndeplinire programul de guvernare și va ține foarte mult de principiile de egalitate de șanse și se va aplica foarte mult spre acestea. Care au fost principalele dumneavoastră realizări în calitatea aceasta de ministru? Practic, cu ce vă puteți mândri? Primul lucru pe care l-am făcut, după discuția, primele discuții cu sindicatele, am luat decizia să facem o largă consultare publică în ceea ce privește legea dialogului social. O scurtă istorie, legea dialogului social a fost asumată de guvernul Boc fără o dezbatere publică și de atunci, spun sindicatele, dialogul social în România a decăzut. A scăzut foarte mult în intensitate. Nu au mai avut atât de multe oportunități de a colabora sindicatele cu guvernul și implicarea oamenilor în această activitate a scăzut. Și am avut un an de zile în ambele guverne în care am făcut consultări în ceea ce privește această lege a dialogului social, lege pe care am finalizat-o și pe care am predat-o, eu sper eu, într-un scurt timp să ajungă în Parlament pentru a fi votată. Este o lege care a fost dorită de partea sindicală. La toate întâlnirile la care am participat în teritoriu, în special liderii organizațiilor sindicale de acolo, spunându-mi că e nevoie de o schimbare a legii dialogului social, lucru pe care l-am făcut, avem foarte multe amendamente, majoritatea dintre acestea venind din teritoriu, de la organizațiile de bază din teritoriu. Mai mult decât atât,
tot în această perioadă am încercat să deschidem foarte mult comunicarea între cetățeni și guvern. Am dezvoltat Registrul Unic pentru Transparența Intereselor și cred eu că au fost două mandate în care s-a văzut că s-au transparentizat foarte mult activitățile atât ale miniștrilor cât și ale guvernului în ansamblu. Pe de altă parte, ce aveți să vă reproșați, să spun așa? Adică v-ați propus să faceți ceva și nu ați reușit? Sau intenționați să începeți un proiect pe care... Nu am reușit să finalizăm legea ONG-urilor, OG26/2000. Începusem o discuție pe această temă cu organizațiile non-guvernamentale. Există așa o situație mai puțin fericită în România, sunt peste 100.000 de organizații non-guvernamentale, dar dintre acestea sunt foarte mult mai puține active, pentru că legislația nu dizolvă automat un ONG dacă acesta nu are activitate 5, 6, 7 ani de zile. Și avem ONG-uri înființate din 90 care și-au pierdut în scopul în sine, nu au mai activat membrii fondatori și ele au rămas totuși înregistrate în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Mai mult decât atât, nu există o bază de date cu acestea care să fie deschisă și la care orice minister, orice autoritate publică să poată avea acces pentru a consulta ONG-urile și din acest motiv ne-am gândit că ar fi bine să începem o dezbatere și să amendăm această lege care e din anul 2000. Nu am reușit să ducem la bun sfârșit, dar reluăm în Parlament. Un alt proiect pe care l-am început și cu care acum suntem în discuții în Parlament este bugetarea participativă. Este un proces și mă bucur că mulți dintre colegii mei au început deja să facă lucrul ăsta în câteva primării, dar este un proces care trebuie standardizat și care cred eu că va avea succes la cetățeni, având în vedere că este normal să știi să poți să-ți aduci contribuția în ceea ce privește investițiile care se fac la tine în sector, la tine în cartier, la tine în localitate. Recent a fost organizat congresul extraordinar al PSD. Care au fost implicațiile acestui eveniment asupra tinerilor socialdemocrați? Dacă ne gândim la partea organizatorică, noi întotdeauna la orice eveniment, tinerii sunt cei care sunt implicați în partea de organizare. Dacă ne referim la mesajul transmis în congres, eu mă bucur că s-a stabilit un proiect pentru generația tânără. Au tot fost discuții în ceea ce privește mesajul pe care noi o să-l avem pentru tineri în perioada următoare. Dacă ați urmărit alegerile din 2016, noi am fost singura organizație care în perioada de precampanie a mers între tineri și am întrebat cum văd ei rezolvarea problemelor pe care le au. Multe dintre aceste idei, dintre aceste lucruri pe care ei ni le-au spus, se găsesc în programul de guvernare. Și ne dorim ca acest lucru să îl facem din nou și să avem o strategie pentru România, o strategie pentru tinerii din România, pentru că până la urmă trebuie să investim în generația următoare, o strategie care să fie pe termen mult mai lung. Și dacă ați văzut la congres, s-a votat o convenție pentru România 2040 și programul pentru tineri growth. Sunt două lucruri pe care noi o să le comunicăm în rândul tinerilor și cu ajutorul acestora și cu ajutorul ideilor care vin de la ei, încercăm să conturăm un proiect care să fie un proiect al tinerilor și al României tinerilor. Să vedem care sunt problemele lor, plecând de la educație și până la familie. Cum putem dezvolta UAT-urile, cum putem dezvolta localitățile, astfel încât acestea să fie mult mai atractive pentru tineri. Cum pot tinerii să-și întemeieze o familie aici, cum pot tinerii să aibă o carieră aici. Toate aceste lucruri trebuie să le discutăm și să le punem într-un proiect de țară, pentru că trebuie să fim conștienți că nu putem rezolva lipsurile, neajunsurile într-un an, în 2 ani, în 3 ani. Acestea sunt lucruri care se rezolvă în timp și e nevoie de o strategie pe care să o avem și pe care să o urmăm. Gândiți-vă doar la educație. Dacă ne uităm puțin ce se întâmplă în lume, vedem că deja se prevăd meserii pe care acum nu le cunoaștem sau acum nu le face nimeni. Discutăm despre transport autonom, s-au inventat mașinile care se conduc singure. Deja inteligența artificială ne ajută sau ne dă voie să nu mai avem angajați în diverse hipermarketuri cum le știam până acum. Au apărut aceste magazine self-checkout.
Sunt multe lucruri pe care acum le facem angajații din bănci. Și în România sunt bănci care au anunțat că renunță la angajații de la frontdesk pentru că introduc automate. Lucrurile astea trebuie să le conștientizăm și să ne pregătim pentru ele, astfel încât în 10 ani, în 15 ani, când vor acoperi toată România, acei oameni să știe la ce să se aștepte. Și trebuie să nu fim prins pe picior greșit. Nu mai discut despre criptomonede și alte lucruri care sunt de actualitate acum. Că tot ați amintit acum de problemele tinerilor. Toți mai mulți tineri am văzut aleg să plece din țară, fie pentru studii, fie pentru un loc de muncă mai bun, spun ei. Cum își propune PSD, alături de TSD, să îi aducă acasă sau să îi întoarcă din drum? Principala realizare și cu care noi pot să spun că ne lăudăm, dar și pe care o promovăm foarte mult, lucru pe care noi l-am stabilit la Congresul din 2015 a fost creșterea salariului minim pe economie. Nu poți să le comunici, să le spui tinerilor să rămână în țară dacă ei pe un primul lor salariu nu duc un trai decent. Și atunci ne-am asumat că vom milita, vom lupta astfel încât salariul minim pe economie în România să fie la minim 350 de euro. Și ușor, ușor am ajuns în acest loc. Adică ne dorim ca un salariu minim pe economie, într-o familie, soț și soție, să poată să-i asigure acelui tânăr un trai decent. Ați văzut că în programul de guvernare deja sunt lucruri pe care le-am susținut și care sunt implementate în ceea ce privește tinerii. Creșterea salariilor medicilor, de la 1 martie. Programe pentru educație, programul de ucenicie, programul de internship. Sunt lucruri pe care vrem să le facem astfel încât să le asigurăm tinerilor un trai decent în România și o perspectivă pentru a putea să-și ducă viața așa cum ei și-o doresc și să-și întemeieze o familie și o carieră. Este normal că lucrurile astea se fac în pași. Nu poți să le faci pe toate de la început. Dar eu sper că odată cu creșterea veniturilor și odată cu creșterea acestor salarii, viața în România să fie mult mai atractivă decât cea din străinătate. Eu nu spun, eu încurajez schimbul de experiență, chiar încurajez tinerii să vadă, să meargă să studieze în străinătate, să capete experiență, dar totodată încurajez să se întoarcă în România pentru că evident nicăieri nu e ca acasă și țara are un potențial enorm de dezvoltare și lucrurile astea încep deja să se vadă. Revenind la organizația pe care dumneavoastră o conduceți, câți membri sunt acum în TSD? Este o dinamică în continuu. Tinerii vin către noi, unii dintre ei fac vârsta de 35 de ani și nu mai sunt membri la tinere, devin tineri seniori, dar sunt undeva peste 50.000 de membri pe care îi avem în organizații la nivel național. Dintre cei care sunt activi și cu care lucrăm și un număr în creștere, vă spuneam, mai ales că în această perioadă, dezvoltând aceste mecanisme de consultare a tinerilor, odată ce îi întrebăm despre problemele lor și despre cum văd ei rezolvarea, o parte dintre aceștia aleg să se implice ca să contribuie la rezolvarea acestor probleme. Și pe noi ne bucură foarte mult că există și pârghile, dacă ai o idee, dacă ai un proiect, să poți să vii în TSD alături de noi, ca să poți să-ți duci la îndeplinirea acestei idei. Cum colaborați cu președintele PSD, domnul Liviu Dragnea? Eu am spus-o și în cadrul congresului din decembrie că președintele a fost unul dintre oamenii care ne-a sprijinit foarte mult atât în alegerile locale cât și în alegerile parlamentare. Practic suntem cea mai mare organizație de tineret din România, suntem cea mai mare organizație de tineret a unui partid politic și avem cei mai mulți aleși locali, cei mai mulți consilieri județeni, cei mai mulți parlamentari tineri în Parlamentul României. Faptul că ne-a sprijinit ne bucură foarte mult. Există acum evident și reversul medaliei, o presiune pe noi, că noi trebuie să demonstrăm că merităm aceste funcții, aceste poziții pe care le avem, astfel încât în alegerile următoare să fim în continuare sprijiniți și susținuți. Avem o relație foarte în regulă. Participă la întâlniri cu tinere social-democrat? Când îl invităm. Când îl invităm, vine cât cu mare plăcere. Cât de des au loc întâlnirile? Noi ne vedem, în special în Parlament, cu tinerii parlamentari, ne întâlnim.
Acum, organizația de tineri fiind o organizație la nivel național, desfășoară foarte multe activități și în țară, în teritoriu, și acolo este mult mai greu să-l invităm, având în vedere că trebuie să ne și organizăm și cred eu că principalul scop al organizației de tineret este să motiveze tinerii și să câștige voturi și să demonstreze că ceea ce am prins în programul de guvernare se și întâmplă. Și, practic, în perioada următoare, asta o să facem. O să mergem din nou în rândul tinerilor să pregătim alegerile de anul viitor și să îi întrebăm din nou cum văd ei viitorul României și cum văd ei rezolvarea problemelor pe care aceștia le au. Că țara noastră este cumva specială. Avem două Românii, România rurală și România urbană. Sunt probleme total diferite în mediul rural față de cele din mediul urban și trebuie să le tratăm pe fiecare separat și să ne aplicăm foarte mult spre mediul rural, acolo unde trebuie să creștem egalitatea de acces la sistemul de educație, la sistemul de sănătate și așa mai departe. Cine se ocupă în acest moment de educația tinerilor din Partidul Social Democrat? Că am văzut și Vă ce s-a referiți întâmplat la la... congresul TSD. A fost la congres au fost mai mulți tineri care, întrebați de colegi de la presă diverse lucruri, nu au știut să răspundă. Eu am avut imediat o reacție și am spus că, evident, îmi asum aceste lucruri, sunt lipsuri pe care le au tinerii, excluzând că poate s-au blocat în fața camerelor de filmat sau poate au avut atunci emoții, dar sunt conștient că sunt, în ceea ce privește educația tinerilor, putem face mai mult. Și ne-am asumat de atunci un program de educare a acestora. Chiar am dezvoltat o aplicație pe telefonul mobil, astfel încât să fim în contact direct cu toți care își doresc să primească informații la zi și am început să le transmitem tot ceea ce înseamnă informații despre socialdemocrație, despre ce înseamnă stânga, despre măsurile din programul de guvernare, despre școlile politice care au loc la nivel național și la nivel internațional, ei fiind astfel conectați și mult mai bine informați. Nu am pretenția ca toată lumea să știe perfect totul, dar măcar să aibă acces la informații și să se poată documenta dacă este pasionat de acest lucru. Sunteți deputat de 15 luni. De ce ați avut numai o luare de cuvânt în plen, cea de la depunerea jurământului? De unde această tăcere, să spun așa? Pentru că anul trecut m-am concentrat foarte mult pe minister. A fost o perioadă în care de dimineață până seara mergeam la minister și participam la ședințele de vot și de dezbateri și nu puteam să merg eu să iau cuvântul în locul colegilor mei care erau acolo în Camera Deputaților, eu având posibilitatea de la minister să-mi prezint punctele de vedere. Dar acum fiind în Parlament și ne mai mergând la minister, o să se schimbe situația asta. Ce proiecte aveți pentru noua sesiune parlamentară? Am trimis la începutul lunii o scrisoare către toate primăriile din țară, întrebându-le care este situația cu aplicarea legii 15 pe 2003 privind acordarea ajutoare pentru locuințe pentru tineri. Această lege prevede că tinerii pot solicita la primărie o suprafață de teren pentru a-și construi locuințe. Din informațiile pe care le avem, nu în toate localitățile acest lucru se întâmplă și vrem să vedem dacă există probleme în lege, astfel încât să putem amenda. Până în momentul de față am strâns răspunsul de la aproape 700 de primării, avem multe propuneri de amendare. Și sper eu ca până la sfârșitul lunii aprilie să avem deja un proiect de amendare, astfel încât această oportunitate pe care o au tinerii să fie una mult mai accesibilă și să încercăm ca acele suprafețe de teren care sunt neutilizate în jurul localităților să poată fi accesibile pentru tineri. Este un prim pas și cred eu că astfel de inițiative în care oportunitățile pentru tineri au ajuns să nu fie aplicate de către primării din cauza unor probleme legislative, noi să putem să le amendăm și să creăm acel cadru astfel încât localitatea să fie mult mai atractivă pentru tinerii din acea localitate. Cum colaborați, că tot ați amintit acum de primării, cu primarul Firea, Gabriela Firea, în calitate de lider al tineretului social-democrat?
pentru tineretul bucureștean, să spun. Dacă vă uitați în propunerile noastre de în 2015-2016, noi am spus, ne-am asumat ca în cadrul fiecărei primării, în general cele mari, să existe un centru de tineret, un centru pentru tineri, astfel încât tinerii să-și găsească acolo oportunități, fie în dezvoltare personală, fie pentru petrecerea timpului liber. Și mă bucur că primarul general Gabriela Firea a fost printre primii primari care a implementat acest proiect. Există în cadrul municipalității un astfel de centru de tineret. Nu mai spun de programele pe care le are pentru tineri. A se vedea programul pentru bicicletă, bursele pentru tineri. Este un primar care este foarte deschis la dialog și propunerile pe care noi le-am avut din cadrul organizației de tineret au fost foarte bine primite. Dacă vă uitați în echipa pe care o are consilieri și consilieri generali, o să vedeți că e înconjurată de foarte mulți tineri. Sunt tineri organizației de București. Avem o relație foarte bună. De fapt, în București există o relație foarte bună cu primarii, și din prisma faptului că suntem în această organizație de 15 ani și am lucrat foarte bine împreună, practic am crescut împreună și acum reușim să punem în valoare proiectele pe care le-am avut, ideile pe care le-am avut și ele să devină realitate. Au loc întâlniri între doamna primar Gabriela Firea și TSD, între Da, tinerii? da, da. Cât de des au loc aceste întâlniri? Sau... Noi avem în organizația de București, este organizată pe sectoare, plus organizația municipiului București. Și în cadrul acestei întâlniri cu președinții organizațiilor din fiecare sector, ne vedem cu fiecare ocazie pe care o avem în întâlnirile biroului pe București. Au fost în unele luni și două, trei, în altele luni deloc, în funcție și de agenda pe care am avut-o și de cât de aglomerat a fost și doamna primar și organizația de București. Având în vedere că fiecare trebuie să-și ducă la îndeplinire proiectele și în cadrul organizației de sector. Pe final, aș vrea să vă rog să le transmiteți un mesaj tinerilor plecați din străinătate pentru cum, de ce să vină ei în România? O să încep cu o scurtă istorie. Eu sunt absolvent de automatică și calculatoare. Din generația mea, din colegii mei, cred că sunt foarte puțini care au mai rămas în țară. Cu toate astea, noi ținem legătura. Și vreau să vă spun că mulți dintre ei îmi spun că s-ar întoarce în România. Din diverse motive. Nu poți să spui că viața peste hotare este cea mai frumoasă, dar faptul că ești departe de familie, faptul că aici ai copilărit, întotdeauna gândul te aduce acasă. Vreau să vă spun că reușim acum să creăm premisele întoarcerii acestor tineri în România, prin simplu fapt că toate condițiile mediului socioeconomic s-au schimbat, salariile au crescut foarte mult, nu mai suntem forța de muncă cea mai ieftină în România, deja putem spune că avem salariile destul de mari și un salariu în România ajunge să-ți ofere un trai decent pentru a putea locui aici. Dacă reușim să ducem la îndeplinire programul de guvernare, eu îi rog să se uite cu încredere că și România este o țară în care se poate trăi decent și unde poți avea acces la servicii de calitate. Nu doar salariul este cel pentru care te poți întoarce. Trebuie să ai și un sistem de sănătate bine pus la punct și un sistem de educație în Și o regulă infrastructură. și o infrastructură. Lucrurile astea încep să se întâmple în România și pe măsură ce timpul trece și pe măsură ce tot ceea ce am prevăzut în programul de guvernare începe să se întâmple, eu cred că România va fi o țară foarte atractivă, astfel încât tinerii care au plecat să se poată întoarce. Domnule Petra, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm Cu cu mare dragă drag când mă inimă pe la invitați. noi. Mulțumim!